Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Și ieri și alaltăieri am discutat despre ce se întâmplă cu banii de pensie ai românilor. Am fost asaltați la redacție, am fost asaltați și pe jaful ăsta de telefon pe care l-am, dar la care țin foarte tare. N-am dat alea cu touch screen, mă rog, nu am pentru că nu-mi plac. Am fost asaltat. Era să zic pe pagina de Facebook, dar n-am nici pagina de Facebook, nu suport Facebook-ul. Oameni buni, sute de mii de tineri sunt preocupați de soarta pensiilor, pilonului 2 și a pensiilor. De ce? Pentru că au probleme grave în familie cu bunicii lor și cu părinții lor care urmează să iasă la pensie. Invitat special astăzi, profesorul Mircea Coșa. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Nu este doar în calitate de expert în economie și expert în comunicare atunci când e vorba de probleme serioase pentru noi, pentru români, l-am invitat și ca fost membru al Guvernului României. Va mai veni un fost membru al Guvernului României, este pe drum, îmbârligat undeva în trafic, a sunat omul și ne-a rugat să înțelegem, în câteva minute va veni aici domnul Ialomițeanu, și alți trei miniștri vor fi invitați pe telefon. Adică am încercat ca din toate guvernările succesive din 1990 până azi, repet, 28 de ani de guvernare, buni sau răi, voi hotărâți, voi cei de acasă, să aducem în fața voastră punctul de vedere al mai multor miniștri, mai multor guverne și mai multor generații de gândire. Pentru că, de exemplu, o să avem miniștri de undeva la 30 de ani, ca vârstă. Bine, vreau să vă spun ceva și credeți-mă că este șocant să constați că al treilea om în țară, domnul Liviu Dragnea, face afirmații care sunt la limita... Nu vreau să le cataloghez ca fiind mincinoase, doamne iartă-mă, dar vreau să le cataloghez ca fiind interesante. Vă aduceți aminte că a spus că nici nu se pune problema să se umble la pilonul 2, nu se pune problema ca banii ăia să intre în alt regim decât sunt, că pensiile românilor la pilonul 2 sunt intangibile. Vreau să vă arăt, și nu vreau, o să vă arăt documente oficiale cu antetul Guvernului României și cu programul de guvernare din punct de vedere politic al PSD-ului. Ce nu știți acasă sau nu vi se spune sau nu înțelegeți? Și o să ne confirme domnul Coșa, pentru că a trecut prin ceea ce vă spun eu. Coșa, când era ministru, ca să-și pună în practică planul de guvernare, trebuia să meargă în Parlament să ia acordul Parlamentului pe planul de guvernare. Și venea cu o listă. Noi, Guvernul României, vrem să facem asta, 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 grădinițe, să facem autobuze, să facem șosele, să dăm bani la sănătate, să dăm... Ăla se cheamă program de guvernare. Ca să-l faci, trebuie să-l treci pe în Parlament cu niște legi. O să vă arăt pagina 45 din ceea ce înseamnă programul politic în Parlament al PSD-ului, nu înainte de a asculta până unde s-a ajuns cu pensiile, cu scandalul și cu... Dom'le, nici nu știu cum să etichetez. Cu șocul, cu haosul, de vreme ce președintele României se întreabă dacă într-adevăr mai avem bani de salarii și pensii până la sfârșitul anului. Ascultați-l pe Iohannis, declarație incendiară făcută ieri. Până și cei de la PSD se contrazic între ei. Ba se desfințează, ba nu se desfințează pilonul 2 de pensii, ba se suspendă, ba nu se suspendă, ba există un proiect asumat, ba este un proiect care nu a fost asumat. O harababură totală. Ce aveți de gând cu pilonul 2 de pensii? Clar, răspicat, cu argumente. Mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului? Întrebare la care și domnul profesor Coșa și ceilalți invitați vor răspunde pe rând, nu înainte de a vă prezenta ceea ce v-am promis. Iată documentul despre care fac vorbire, oameni buni. În sus, în vârful documentului, este în semnul oficial al Guvernului României. Scrie Guvernul României. Deci este un document sub egida Guvernului acestei țări. Mai dă-i cărbuni un pic. Este vorba așa. Programul legislativ al Guvernului României pentru anul acesta, 2018-2000 mai-decembrie. Domnul profesor, ce înseamnă programul legislativ al unui guvern? Lasă-mă acolo un pic. Ce înseamnă? Înseamnă legile pe care vor să le pună în aplicare. Legile pe care v-a spus un ministru, da? Vedeți acum proiectul legilor pe care PSD în perioada mai-decembrie vrea să le pună în aplicare pentru a-și duce programul de guvernare la bun sfârșit. Corect spus? Da, e programul legislativ. E programul legislativ, da? Al PSD-ului. Du-te repede, Teddy, la pagina 45 din documentul guvernului și al PSD-ului. Hai repede, pagina 45. Mare atenție. Dă-mă pe ecran să vadă lumea. Hai, pagina 45. Pagina 45.9. Hopa, punctul 9 mai sus.
Domnul profesor, domnule ministru, ia să citim împreună punctul 9 din programul lor legislativ pe anul ăsta. Proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat, adică pilonul 2, va selectat cu culoare albastră Teddy, ca să vedeți la ce ne referim. Contribuțiile CSE sunt încasate integral la buget. Deci asta și-au propus pentru mai-decembrie anul ăsta. Suspendarea, atenție mare, atenție mare, ca să vedeți cine e Liviu Dragnea și ce declară. Suspendarea contribuțiilor în perioada 1 iulie 31 decembrie 2018 la pilonul 2. Lasă-l mă pe loc. Contribuție angajat în sumă fixă de 84 de lei în primul an și crește anual până la 1.200.125 de lei. Contribuțiile la pensii cresc. Că dacă spuneam eu ieri, mi-a sărit lumea în cap, mi-au dat mesaje. De unde știi tu, bă, nu crește mă nimic, nicio contribuție la pensie. Scrie acum negru pe alb și e bolduit cu albastru. Mai departe, contribuția angajatorului egală cu a angajatului și dedusă din impozitul pe profit în funcție de mărimea companiei, da? Repet, se suspendă contribuțiile în perioada 1-a 7-a la pensiile private, pilonul 2. Domnul ministru Coșa, vă rog frumos să comentați pentru cei de acasă dacă e sau nu e adevărat ce a declarat Dragnea, că abia o să vedem, să luăm în calcul dacă vom suspenda această contribuție și dacă umblăm la pilonul 2. Acum, eu am văzut niște interviuri în mass media, n-am nicio legătură cu acest guvern sau cu oficialii guvernului, deci informațiile sunt din mass media. Am văzut un interviu cu președintele Comisiei Naționale de Prognoză, domnul Ghizdeanu, care spunea că este o gândire. Atât tot, o gândire pe care atunci acolo la prognoză au avut-o, fac niște propuneri și că de fapt nu există nimic adevărat în sensul aplicabilității, ci doar al unor discuții care ar putea să aibă loc. După asta au apărut niște declarații, după părerea mea, nepuse la punct din prisma comunicării, pentru că unii declarau ceva, alții altceva, fiind în funcții foarte înalte. Doamna prim-ministru spunea că nici nu se pune problema asta. Domnul președinte al PSD-ului și al Parlamentului, al Camerei, spunea că este o gândire și că se studiază lucrul ăsta. Domnul ministru de Finanțe, domnul Teodorov, îi spunea că nu e vorba de așa ceva, că ne mai gândim poate la ceva care ar fi un fel de opționalitate, iar astăzi ceea ce a apărut, acest document care este scris, care are antetul, nu știu dacă scrie undeva că e aprobat sau că e în discuție sau altceva. Este document care arată programul legislativ al PSD-ului, tot ce au propus Parlamentului României cu antetul guvernului. Așa. Ei, acum, dacă e să discutăm, această propunere, din punctul meu de vedere, nu numai că nu este binevenită, este și periculoasă. De ce, domnule profesor? Uitați pentru ce? Din mai multe puncte de vedere. În primul rând că există o situație care trebuie să o repetăm. S-a mai spus, dar trebuie să o repetăm ca să înțeleagă lumea. Pensia contributivă, cea pe care o dăm fiecare cât suntem activi și să constituie un fond din care luăm pensia mai târziu, este într-o criză structurală. În toată lumea, nu numai în România. Deci această pensie care asigură veniturile celor care ies la pensie ca urmare a contributivității, este într-o criză structurală, deoarece scade pe ansamblu numărul populației active față de cea în pensie, deoarece apar modificări în procesul muncii care reduce și mai mult această pondere. Cu alte cuvinte, nu ne putem aștepta într-o perioadă de două sau două decenii și jumătate la menținerea acestui fond la mărimea necesară. Și atunci a apărut această idee, nu în România, a apărut în lume, a apărut o gândire că ar trebui ca această pensie contributivă să fie completată cu ceva. Cu ce? Cu o pensie privată, care să fie gestionată de către specialiști, pilonul 2, sau o pensie privată absolut opțională, care este pilonul 3. Această pensie prin pilonul privat 2 ar trebui să adauge la pensia contributivă o sumă care să facă viața angajatului la pensionare destul de, să zicem, normal. Cum se guvernează acest pilon 2? De-aia vreau ca să spun că este a doua greșeală. Deci prima greșeală este că e atacat un principiu. Principiul pensiei generației care acum este contributivă. Pe generație care în mod obligatoriu și
absolut, absolut normal, nimeni nu vrea, dar așa se va întâmpla, va avea o pensie contributivă mai mică, că așa merge lumea. Sistemul ăla nu mai funcționează. Al doilea lucru. Atacând pilonul 2, ataci principiul care duce la menținerea într-o perioadă viitoare a puterii de cumpărare la un nivel comparabil cu cel din perioada activă, care este principalul criteriu în stabilirea unei pensii în toată lumea. Deci de acum condamnă o anumită generație la scăderea puterii de cumpărare, deci la o viață mai proastă. Dacă ataci pilonul 2. De ce? Și acum apare a treia greșeală. Pilonul 2 este proprietate privată. Deci banii care se depun acolo aparțin omului, ei pot să fie și lăsați moștenire prin testament. Deci este privat. Care este mecanismul? Mecanismul nu este de depunere într-o bancă cu un anumit procent de beneficiu. Este rularea pe piață. Deci acești bani sunt... banii aceia să producă bani. Exact. Banii aceștia sunt investiți pe piață. În România 60% sunt în titluri de stat, vreo 40 sau 38%, nu știu cât, pentru acțiuni. Și să discut acum chiar posibilitatea intrării pe piața imobiliară. Așa încât acești bani să fie valorificați. Unde s-a întâmplat lucrul ăsta și un exemplu mondial de succes? În Japonia. În Japonia, valorificarea acestor fonduri a dus la reconstrucția, într-o oarecare măsură, a Japoniei după război. În condițiile astea, părerea mea este că n-ar trebui modificat nimic deocamdată. Am ce înțeles. Ar trebui? Ceva este. Ar trebui văzut în ce măsură e gestionat acest fond. A bun! Ce eficiență au banii aia? Cine gestionează e altă discuție. Exact. Dar domnul profesor, adică, vorbim, oameni buni, acasă, atenție, vorbim de 10 acum. Miliarde de euro. Vorbim de 43-44 de miliarde de lei, adică echivalentul la vreo 10 miliarde de euro, bani foarte mulți. Mă sună oameni și mă întreabă, domne, dar banii pe care i-am strâns până acum, am primit ieri un telefon. Băi, Tudore, văd că vorbești de pensii. Banii pe care i-am strâns eu deja, am contribuit la fondul de pensii pilonul 2, mi-i confiscă cineva? Domnul, nu știu să răspund la întrebarea sa. Nici eu nu știu. Poftim? Nici eu nu știu. Nu pentru că nu e clar deloc aici. Dacă se suspendă pe 6 luni contribuția, e altceva. Dacă acești bani trec la pilonul 1, e cu totul altceva. Pe cum să treacă la pilonul 1? Nu știu, sunt variante care circulă pe piață. De ce? De pe piața zvonurilor. Pentru că nimeni din actuala conducere nu dă un răspuns clar. Nu, ce aveți cu ăștia? Da, noi avem în mentalul colectiv o amintire. Domnul Mișa. O secundă. Pilonul 2, da, se va desființa și banii vor fi, se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii. Articolul 278 din codul penal. Comunicarea de informații false. Comunicarea sau răspândirea cu știință prin orice mijloace de știri, date sau informații false, ori de documente falsificate, dacă fapta este de natură să aducă atingere securității naționale. O informație de acest gen, care este 100% mincinoasă, poate destabiliza, într-adevăr, poate destabiliza economic și social România și poate aduce atingere securității naționale. Domnul Mișa, domnule Coșa, a spus clar. Clar și precis ceea ce se dorește. Domnul Dragnea spune acum, ieri cred că a fost declarația asta, al alteri, spune clar că nu e adevărat. Programul lor politic, trecut de trecere prin Parlament, arată clar. Deci, deocamdată, singura soluție de informare corectă e ca cineva să răspundă ce este cu acest program. Am văzut un interviu cu domnul Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Prognoză, care spunea că e o gândire internă a prognozei, că nu are niciun mai fel de legătură capul cu nimic. De afiș, Teddy, mai deodată începutul acestui document și pe urmă ne întoarcem la punctul 9, trebuia să-l derulezi în emisie să vadă lumea că de fapt documentul ăla e. Uitați-vă, despre acest document vorbește profesorul Coșa și acest document este la pagina 45 esența discuției și dovada prostelii, spun eu, maxime la care a apelat domnul Dragnea. Dom'le, nu știm, nici nu ne-am pus problema, o să analizăm, vedem dacă opțiunea românilor... Bă, nealiviule, nu e vorba de nicio opțiune, mă, în programul vostru legislativ, adică de legi, scrie. Dă-mă să văd și eu, Teddy! O secundă, că nu mă înțeleg, oameni buni, cu regia. Dă-mă să văd eu ce... Doamne, măicuța domnului.
Bine, mă, punctul 9, mă, nu vedeam ce scrie. Programul legislativ al Guvernului României era în tetu, da? La punctul 9, pagina 45, asta e program... Nu-l văd în continuare, nu mi-l pune nimeni în plasmă. Program legislativ al Guvernului României pentru anul 2018, mai decembrie. Principalele reglementări. Mai citesc o dată. Este programul de legi, oameni buni, al acestui guvern, patronat de Dragnea și de Tăriceanu, care în perioada mai-decembrie trebuie să facă niște legi în parlamentul cui? Al țării, unde ei sunt puterea. Ei, Dragnea și Tăriceanu, reprezintă puterea. Bine, și cu ungurii și cu alții. Haideți să vedem la pagina 45 în acest document ce scrie la punctul 9. Ca să ne înțelegem că și domnul Coșa, ca și multe milioane de români, credeau poveștile astea de s-au vehiculat în ultimele 48 de ore, că de fapt e o opinie alora de la prognoză, că de fapt nu e un document, că de fapt a fost o strategie a unora cu care Olguța nu-i de acord, cu care doamna Dăncilă nu-i de acord. Păi e negru pe alb. La proiect de lege privind reglementarea pensiilor obligatorii administrate privat. Punct. Pilonul 2. Inițiatori. Secretariatul SGG înseamnă Secretariatul General al Guvernului. Aveți pe ecran. Da? Este prioritate. Prioritate legislativă. Scrie pe ecran. Termen. Termen. În ce lună suntem oameni buni? În mai, da. În mai e termenul. Scrie acolo, Dragnea. Când încercai să ne prostești, ai uitat probabil că scrie acolo unde PSD-ul și-a făcut programul de legi. În mai 2018, contribuțiile CAS, adică pensiile, sunt încasate integral la buget. Ce înseamnă integral la buget, domnule? În totalitate. Toți banii se duc la buget. O destinație unică. Bravo! Ați înțeles? Toți banii se duc la buget, nu se mai duce la fondul de pensii 2, adică la pilonul 2. Mai departe, se suspendă contribuția în perioada 1-a, 7-a, 31-a, 12-a, 2018 la pilonul 2. Mare atenție! Se mărește contribuția la pensii, crește contribuția românilor la pensii, că nu vă spune nimeni adevărul. Adevărul este scris negru pe alb în proiectul legislativ al PSD-ului. Adică legile pe care ei, în perioada mai, decembrie, anul acesta, trebuie să le dea în Parlament ca să-și facă programul lor de guvernare. V-am promis că trei miniștri vorbesc, da, a venit și al doilea. O să vedeți că, de fapt, la CR o să avem patru miniștri în emisiune, nu doi. Bună ziua, domnul Ialomițeanu, v-am scuzat eu în fața telespectatorilor pentru traficul foarte aglomerat din București. Domnul Ialomițeanu, nu știu dacă ne-ați văzut, dacă ați apucat să vedeți documentul pe care îl prezentăm. Este mai de o dată începutul documentului, să-l vadă și domnul ministru Ialomițeanu. Este vorba de Antetul României, Guvernul României, domnule ministru, programul legislativ al Guvernului României. O să-l vedeți imediat și pe ecran, deocamdată vedeți ceva alb. Așa, programul legislativ al Guvernului României pentru anul 2018, domnule Ialomițeanu, principalele reglementări. Ce înseamnă, pentru cei de acasă, ce e acum pe ecran? În perioada următoare vor fi adoptate anumite legi pe care și le-a propus Guvernul României. Bravo, ca să-și facă programul de guvernare. Programul de guvernare, da. Bravo, hai să vedem împreună și cu domnul Ialomițeanu, că văd că e surprins, înseamnă că nici domnia sa n-a văzut, ce scrie la pagina 45 în proiectul legislativ PSD al de domnule ministru. Scrie așa, proiect de lege privind reglementarea pensiilor private, administrate private, adică pilonul 2. Primul punct, contribuțiile trec toate la stat, integral la buget. Scrie. Da. 2. Se suspendă contribuțiile la pilonul 2 în perioada 1 iulie 31 decembrie 2018. Da? Contribuțiile angajaților vor fi în sumă fixă de 84 de lei în primul an și crește anual, atenție, stimați, nu v-a spus nimeni, oameni buni, va crește contribuția la pensie. Da? Până la 125 de lei în anul 5. Dedusă din impozitul pe venit, domnule Ialomițeanu. Da. Iată, negru pe alb, ceea ce Dragnea spunea că vom vedea, vom analiza, nu e adevărat, mintea de la prognoză. Să nu spună că suntem împotriva guvernului sau răspândim informații false. Acesta este adevărul. Îl aveți pe ecran și dumneavoastră și cei de acasă. Deci, domnul președinte al Comisiei Naționale de Prognoză, de Strategii, nu a negat acest document. A spus că a fost o greșeală a unui funcționar. Eu cred că a fost o testare să vadă cum reacționează piața de capital, cum reacționează beneficiarii pilonului 2. Cum adică ce prezint eu e un fals? Nu. Pe cum adică o greșeală? Nu. Domnul președinte al Comisiei de Prognoză, da? Nu a negat documentul. Corect. A spus că e o greșeală, că a apărut. Că a apărut în presă. Da. Că adică a apărut. Că au aflat românii de el. Da.
Dar nu a negat că nu există documentul. Păi vi-l arătăm noi, vi-l arătăm. Nu, dar președintele n-a negat că bun, nu există. Bun. Deci el există, dar nu trebuia să apară în presă. Asta am vrut să aud. Da. Dar dacă ne uităm la da? Acele prevederi, ce înseamnă? Nu știu, domnule, traduceți-mi că de-aia pilonul 2 da. Nu va mai putea funcționa odată ce suspensi virarea la pilonul 2, deci nu se mai alimentează pilonul 2. Deci în momentul în care pilonul 2 nu se mai alimentează, se întâmplă două lucruri. Deci numai banii nu vor mai ajunge în conturile personale da. Ale beneficiarilor pilonului 2. Da. 2. Da. Administratorii nu mai pot face investiții să multiplice banii. Da. Și 3. În momentul în care trebuie să facă plăți din pilonul 2, nu vor mai avea bani. Eu vă întreb ca foști miniștri și ca oameni da. cu mare deci cunoaștere. Deci să punem pericol. Ce înseamnă prima afirmație că eu nu înțeleg? Domnul Coșa, în ordine. Contribuția sunt atenție, contribuțiile CSE sunt încasate integral la buget. E proiect de lege. Ce înseamnă asta? Deci contribuțiile sociale vor fi încasate la bugetul de asigurări sociale, deci se vor plăti pensiile aflate destinate pensionarilor care au dreptul să primească pensii. Adică a pensiilor în plată. Păi nu poți să dai lege cu ceva ce există, domnule Lomițeanu. Ba, poți. Nu, domnule, eu înțeleg, dar îl întreb... Stai, întâi să vezi ce spune. Ce înseamnă, domnul Coșa, prima prevedere? Contribuțiile ce asemenea sunt încasate integral la buget. Asta înseamnă că fondul sau anvelopa, cum se zice acum, fondul de pensii, pentru pensiile pe contribuții, cele în plată, este alimentat suplimentar cu partea care trebuia să se ducă la pilonul 2. Corect. Da, corect. Deci rămân la pilonul 1. Întrebarea care o pun eu, pentru că nu știu, da. Chiar nu înțeleg. Dacă se ia partea asta, ce înseamnă? Nu că se oprește pilonul 2, dacă el lucrează la valoarea inițială, nu mai alimentat. Domnul profesor. Deci îi se micșorează potențialul. Deci dar nu dispare. Dacă sunt încasate integral la buget, sigur că ar trebui acolo bugetul de asigurări sociale, deci banii sunt încasați integral. Trebuia să spună care este destinația și aici se creează o confuzie. Pentru că la buget poate să fie și bugetul mare. Și bugetul de stat. Și atunci nici măcar nu mai merg la pensii. Cine știe unde merg? Că, de exemplu... Vă întrebați acum de ce... Acum, domnule Lomițeanu, poate înțelegem altfel din ce spune profesorul Coșa și mai deodată Teddy Sincronu, ce a spus Iohannis aseară. Că Iohannis a fost informat, ca și noi, cu acest document. I s-a dus și președintelui Republicii. O secundă. Și el s-a întrebat, bă, ce faceți cu banii de pensii? Iohannis. Cum zice și profesorul Coșa acum, bă, ce facem? Pentru că dacă aici nu este bugetul de pensii și scrie buget consolidat al statului român, înseamnă... Face parte și bugetul de asigurări sociale. Atunci ok. Și dacă totul nu s-ar duce la bugetul de asigurări sociale, înseamnă că nu ar fi bani pentru pilonul 1. Deci trebuie să meargă acolo. Dar în proiectul ăsta de lege pentru mai 2018, avizat de PSD și pe care noi suspendarea. Îl prezentăm... Suspendarea. Nu suspendarea, domne. Contribuțiile CSE sunt încasate integral la buget, poate însemna că nu se mai duce la pilonul 2. Niciun asta nu, se nu înseamnă. Nu. Nu? Pentru că și acum banii se duc în bugetul de asigurări sociale. Așa. Și de acolo se virează o cotă parte la pilonul 2. Acum. Asta e procedura. Dacă prin modificarea legislativă integral la buget înseamnă toți banii nu se mai duce la niciun leu la pilonul 2, se duc toți banii la pilonul 1, adică la pensiile în plată. Atunci apare suspendarea. Se suspendă contribuțiile în perioada da. Iulie... Da. Trebuie să luăm și a doua. Punctul 2, suspendarea. În momentul în care spui de suspendare înseamnă că nu se mai alimentează nu pilonul mai 2. Și rămân toți banii pentru pilonul 1. Ce trebuie să înțeleagă românii din aceste măsuri? Sigur că pot să înțeleagă că nu vor fi bani suficienți pentru indexarea pensiilor, pentru recalcularea pensiilor, că e o problemă în plină creștere economică. La 1 iulie. Da? Să știți că în perioada de recesiune 2009-2010, pilonul 2 n-a fost suspendat. Nu, vreau să... Deci atunci când era cădere economică, și domn profesor ne poate explica, fiind specialist în macroeconomie, acum când ai cea mai mare creștere, aproape cea mai mare creștere în Uniunea Europeană, tu să suspenzi virarea la pilonul 2, adică procesul de economisire? Problema este așa. Ați fost ministru într-o perioadă, guvernarea Boc, o perioadă foarte grea. Foarte grea. Ați pus vreo secundă și eu nu vreau, nu sunt nici pe departe fanul lui Boc. Nu. Realitățile. Ați pus vreodată problema cult sau ocult, adică în spațiu public, nu că aș fi știut. Da. Dar ocult, adică în laboratoare, nu. Să opriți alimentarea banilor la pilonul 2? Nu s-a pus problema.
De ce? Nu s-a pus problemă. Pentru că era o lege bună și noi luam presiunea de pe pilonul 1 și cream fond pentru viitor. Nu ne-am gândit numai la perioada aceea, ne-am gândit și în viitor. Din acest motiv, solicit ministrului de Finanțe să nu gândească pe termen scurt că are niște bani, să facă niște plăți acum și să creeze mari probleme pe termen mediu și lung. Știți, și statul va avea o problemă. De ce? Banii de la pilonul 2 sunt investiți chiar în titlul de stat. Și pe o parte, statul va avea banii la pilonul 1 și pe de altă parte trebuie să ramburseze împrumutul. Și creează o problemă. Dai pe mere ce iei de pe pere. Rugăminte mare, iertați-mă, domnul profesor, rugăminte mare la amândoi. Știu exact, sau mă rog, știu binișor ce orientare politică de suflet aveți fiecare. Vă rog mult ca în această emisiune să dezbrăcați haina politică, nu, pentru că oamenii se uită la amândoi ca la doi conesori și la doi oameni care știu exact ce se întâmplă cu banii țării și cu pensiile. Deci nu vreau să dăm nicio culoare. Vă ascult, domnul profesor. Da, zic că ar putea să mai suferă și sistemul bancar. Adică? Păi banii ăștia nu mai intră în circuitul bancar. Pentru că pilonul 2 intră și în circuitul bancar. Normal, pentru a fi folosiți ca lichiditate. Și da, să producă bani la rândul lor. Da. Multiplicarea. Deci există niște fenomene. Vreau care să vă mai întreb ceva, mai atenție, stimați telespectatori, la următoarea întrebare. Este întrebare cu efect foarte, foarte serios. Punctul 3, domnilor miniștri. Contribuțiile angajatului în sumă fixă... Contribuțiile angajat în sumă fixă de 84 de lei în primul an și va crește anual până la 1.125.000 de lei până în anul 5. Ce înseamnă asta? Creșterea contribuției la pensii, ce înseamnă asta? Ca să înțeleagă cei de acasă, că nici eu n-am înțeles. Ne oprește de un bani mai mulți, primim bani mai puțini, ca să contribuim mai mult la pensii. Cum e domnul Ialomițeanu? Deci, din salariu, venitul salariat, așa, va crește contribuția la pensii cu suma respectivă. Deci, oamenii vor lua mai puțin bani. Domnul Coșa. Așa e. Dar mai e o problemă. Domnilor miniștri, domnule, că nu ne-a spus nimeni niciodată. Păi așa scrie acolo. Păi în campanie nu ne-a spus nimeni că vom avea creșteri de impunere pentru pensii, că vom cotiza mai mult la pensii. Și mai e o problemă. Vă rog. Le-a promis autoritățile locale că vor face dreptate, pentru că prin reducerea impozitului de la 16% au pierdut la bani grei. Acum le-a spus că le dă 100%. Păi dacă deduci din impozitul pe venit, înseamnă că ai dat cu o mână și ai luat cu alta. Pentru că în momentul în care deduci sumele respective din impozitul pe venit, la autoritățile locale vor rămâne mai puțin bani. O dată înainte de publicitate, mi se pare extrem de important răspunsul meu. Considerați că ce scrie pe ecran înseamnă o creștere a cotizației noastre, a celor către activi, pensii. Către pensii? Da. Și o reducere a impozitului care rămâne la autoritățile locale. O reducere. Bine. Atunci, următoarea întrebare, dar răspunsul după pauza publicitară adresată celor doi miniștri și celui de-al treilea care va interveni imediat alături de noi. Păi, domnilor miniștri, dacă 3 milioane și ceva de oameni care lucrează în privat, nu lucrează la buget, nu sunt bugetari, 3.200.000 dintre noi suntem plătiți de la patron. Nouă ne crește contribuția la pensie în timp ce le crește ălora salariu? Răspunsul celor doi miniștri după publicitate. Ne-am întors, oameni buni, vă reamintesc doi invitații de marcă în emisiune, miniștrii Coșa și Ialomițeanu, un document care mă mir că nu a apărut în presă în forma în care noi îl prezentăm acum, pentru că el este relevant pentru situația actuală. Este documentul care se referă la, îl și vedeți pe ecran, la programul de legiferare al PSD-ului, adică ce legi trebuie să dea PSD-ul în perioada mai-decembrie, deja vedeți în mai, pentru a-și face, cum se cheamă, programul de guvernare. În mai, una dintre priorități este legată de pilonul 2 de pensii și scrie clar, vedeți pe ecran, ce modificări vrea să aducă PSD-ul la legislația privind pensiile. Punctul 3 îl analizăm acum, punct în urma căruia eu, în naivitatea mea, am tras concluzia, pe care am scris-o și pe ecran, că la privați va crește contribuția pentru pensii, în timp ce la bugetari crește salariul. Poate am greșit, domnilor miniștri, vă rog să comentați dumneavoastră ce citesc românii la punctul 3, acela privind contribuțiile angajatului și angajatorului la pilonul 2 de pensii. Comentați, domnul Ialomițeanu, domnul Coșa, care vreți.
Deci, 125 de lei, deci va fi o nouă contribuție la asigurări sociale pe lângă cea de 25% care este în prezent. Dă-mă documentul, pot să-l vadă lumea ce comentează domn ministru, așa. Deci contribuția angajatului în sumă fixă de 84 de lei în primul an și crește anual până la 125 de lei. Păi nu mai e procentuală, că nu înțeleg. Nu, e în plus. E în plus? Plus față de 25%. A spus ceva foarte important și o să revin asupra lucrurile astea. Vă rog. Că nu e procentual. Nu, nu, nu. Da, da. Nu, de nu, e, nu mai e procentual? Nu, da, da, o să vă spun. Nu, nu e mai e procentual. Nu? Mai, nu, pe 84 lei. Da. Nu, pe asta ce înțelegem de aici? Păi, acum, nu este foarte clar dacă se deduce din salariu sau din impozitul pe venit. Scrie clar, dedusă din impozitul pe venit. Și atunci, suma va fi dedusă din impozitul pe venit. Da. Deci banii nu se mai duc la se duc la administrațiile publice locale. Așa, bravo. Și banii se duc în bugetul de asigurări sociale. Așa. Deci autoritățile locale vor fi lăsate fără bani de investiții și funcționare și vor asigura mai mulți bani la pilonul 1. Domnul ministru Coșa. Vreau să vă spun de ce se folosește așa. Nu e prima oară când se folosește cifră în loc lei de procent. Și nu procent. Pentru că se pleacă invers. Adică se calculează la 1 iulie, pe exemplu, odată cu creșterea punctului de pensie, de câți bani este nevoie ca să plătești pensie. Și atunci, diferența dintre ce există și ce trebuie ca să fie, apare o sumă. Și atunci suma asta începe să fie ca de unde o luăm. Și zice, păi avem nevoie să fie 1000. De unde luăm ea? Luăm de la ăla 50, de la ăla 50, nu se mai face pe procent, ci ca să umple sacul de care este nevoie. Deci asta înseamnă că această lege, dacă e adevărată sau nu, că eu totuși, da, asta, totuși da. am o suspiciune. A zis al treilea om în stat că e o minciună, nu? Așa a zis. Dom'le, eu mi-asum în fața CNA-ului, eu mi-asum în fața tuturor, dacă documentul pe care îl prezint e o minciună, înseamnă că eu sunt vinovat. Dar credeți-mă, am verificat cum m-a învățat și pe mine ABC-ul, meserii din trei surse distincte. Bun. Ei, dacă, hai să zicem, dacă e o minciună sau dacă nu e o minciună, înseamnă că această propunere pe care o face cineva în această lege este calculată în așa fel încât să acopere nevoia de bani la 1 iulie. Asta de-aia este și pe mai. Ca să aibă timp ca are, să fie are mai mult de 45 de ani. Dă încet deci, în sus, e pe ministere, deci, e pe proiecte da. Legislative. Știți de unde știu, iertați-mă domnul Coșa, știți de unde știu că este reală? Uitați, dă încet așa să vadă lumea. Reală sau nu? E da, reală din faptul că tot ce scrie aici până s-a și consumat, s-a și întâmplat, e pus în practică, da, e pus în operă. Atunci, dacă e reală... E posibil ca cineva să fi falsificat antetul Guvernului României, să fi pus sub antetul Guvernului României... Nu în sensul ăsta, zic, dacă e... Da, dacă nu, cumva a fost doar o propunere pe care a făcut-o prognoză, atâta tot. Pentru că doamna prim-ministru a zis că a fost o propunere neagreată. Mai de o dată, pagina 45. N-are cum să fie, atenție, domnul profesor. Sunteți mult prea experimentat. Noi citim acum în capitolul... Domnul Arlu, nu asta e problema. Inițiatorii nu sunt... pun în discuție acest document. Pun în discuție hotărârea primului ministru care a spus că n-a agreat-o. Că n-a fost de acord cu asta. Păi să-i spună guvernului că e inițiator guvernului. Păi spună. Adică, nu, stați un pic. Secretariatul General al Guvernului, că sunteți oameni care ați fost în guvern, știți cum arată Palatul Victoria, da? SGG-ul nu-și permite, uite, arat așa, am bolduit cu albastru ca să vedeți cine sunt inițiatorii, oameni buni. Inițiatorii sunt Guvernul României prin Secretariatul General. Dacă doamna Dăncilă spune că nu agrează, suntem în filmele cu Kafka. Cum să nu agrezi ceea ce secretariatul tău a propus? Ăia-s nebun de la SGG? Adică Guvernul României inițiază un proiect de lege fără ca premierul să știe? Nu există așa ceva, domnul Coșa. Bă, știu, și eu al doilea inițiator... Și asta acum. Poftim? Acum s-ar putea să fie și așa ceva. Depinde de cine conduce guvern. Atunci nu avem guvern. Ați văzut, sunt o serie întreagă de angajați la guvern care vin, ba de la sport, ba de la desen, ba nu știu de unde, se poate domnul întâmpla Ialomițeanu, orice. Poate Secretariatul General al Guvernului României să inițieze o lege fără ca premierul să știe? Nu poate să înceapă o structură a guvernului să inițieze o lege fără să discute în prealabil cu primul ministru. Că, de exemplu, apăreau pe site-ul Ministerului de Finanțe Teddy, sună pe doamna Lia Olguța Vasilescu Teddy și spune-i subiectul și să ne confirme dacă în Guvernul României s-a discutat proiectul ăsta de lege sau nu, că s-ar putea să fim în faza
de țară scăpată de sub control în care Secretariatul General al Guvernului României să facă inițiative legislative fără să știe premierul și fără să știe Dragnea. Sau prognoza. Sau prognoza n-are cum, e al doilea inițiator, e la secundar. Inițiatorul principal, Boldit, în ordine, ierarhică, bineînțeles. Dar de obicei, ideile pleacă de acolo, de unde sunt specialiști. E proiect asumat de guvern. E proiect asumat de guvern prin Secretariatul General. Sună pe doamna ministru, da, domnul Dălămițeanu? Tot ce apare pe site-ele... A, vrea să spun ceva, domnul. Nu, ca să închei. Da. Lucrul ăsta care cu 84 de lei și nu știu mai ce, învârtirea asta, arată un fenomen care chiar ar trebui să ne îngrijoreze. Și anume că în România, la data asta, nu se creează bani. Se învârtesc banii, se iau dintr-o parte și se duc în altă. Pe ce vă bazați când spuneți asta? Pe faptul că trebuie ca să lucrezi undeva unde ai dat ca să iei, ca să acoperi altceva. Dacă era un spor, dacă acea creștere economică aducea într-adevăr un venit, care nu se pierdea prin export și import, adică prin deficitul balanței comerciale sau prin cheltuielile publice, pe care Uniunea Europeană le consideră chiar astăzi foarte mari, atunci ar fi existat un plus care nu obliga guvernul să meargă la astfel de aritmetici. Transmutarea banilor din bugetul de stat în bugetul de asigurări sociale. În momentul în care spui că din impozitul pe venit se virează 84 de lei sau 125 de lei la bugetul de asigurări sociale, e o mutare din bugetul de stat în bugetul de asigurări sociale. Corect. Pentru toate salariile plătite pentru bugetari. Corect. Și se mută bani. Deci banii nu vin din economie. Banii vin din bugetul de stat în bugetul de asigurări sociale. Corect. Deci nu e vorba să vină bani din creștere economică. Adică să luăm pe scurtătură. E bine dacă spun că bani de investiții se duc la pensii? Se reduc substanțial banii destinați pentru investiții. Revenim după 2-3 minute de publicitate cu informații și cu ceilalți miniștri promiși pe această temă. Vreau doar să vă spun înainte de publicitate că la guvern s-a terminat de câteva minute, am înțeles de la colegii de la știri, o ședință secretă și absolut halucinantă în care Tăriceanu, Dragnea și Dăncilă au discutat exact subiectul pe care noi îl discutăm în platou. Revenim cu informații de la guvern. Strabag vă prezintă următorul program.